Hai să încercăm ceva. Să zicem că mă angajez într-o campanie electorală și țin un discurs. TV sau nu? Țin discurs la partid, nu la susținători, la demonstrație. Aici e mai greu. Nu, acum îmi treceam vocea cu și eu mă duc să... Băi, ce curriculum vitae? Sunt artist, poi. Am scris vreo carte, nu. Am YouTube-ii și niște blogulețe. Globulețe. Nu, sunt blogulețe, am băgat eu acolo. Mai aveam pe rețeaua literară, dar m-a dat gelosul Vlașin afară. Vișin, nu e nici... Nu e vișin, e cireș, nici cireș. E piersic, nu e piersic. Cred că așa trebuia să-l cheamă. Gelosul Persic. Cum Persic? Persic. Când am băgat puterea pisdii, m-a dat afară. Băi, în pula mea, trebuia să vorbești cu mine. Că și-am fost la niște firme. Deci rețeaua literară e o firmă, da? Nu semnezi un contract. Eu, când m-am înscris, am fost înscris pentru că mi-a recomandat cineva rețeaua literară. Eu nu știam de rețeaua literară. Îți seama cât de popular ești. Deci eu eram poet, profesam. Scriam poezii de vreun an și ceva. M-a cunoscut cineva care îți cunoștea rețeaua. Bă, vrei să scrii pe rețeaua? Care era tot amator de cultură. Dar eu nu știam. Cu toate că eu mă uitam după poezii pe internet. A, știam de agonia, dar mă pușeam pe ea. Și mi-am făcut propriile bloguri. După aia am intrat pe rahatul ăla de că am băgat puterea pisdii, băi, eu trebuia să dau demisia de acolo. Cel mult. Îmi cereai demisia. Trebuia să-mi dai un mesaj. Gelosul. Și am zis că gelosul s-a băgat pe Ioana la un moment dat. Ne place scriitorii tineri, plini de bale în pizdă. Când m-am uitat, îi place de Ioana. Pe, nasol. Și mie mi-a plăcut de ea. Acum nu mai îmi place. Îmi place doar poezia, dar nu mai am unde să o citesc, așa că mă piși. Mă biș, mă biș. Cum? Uite așa, eu găsesc că o care alta, dacă o e fizic, psihologic, are hachițele, ca orice găsesc că orice om. Ca și creiere gen. Așa, mai sunt și altele. Și le găsește pe aia. Cum? Știi, dacă vreau neapărat să vânez un gen, sunt foarte rare. Cum? Oare? A, îi găsesc. Dacă vreau eu. Și cum? Doar mă uitai. A, fetele. Nu zic. Vorbim și eu cum. Dacă vrea, pula mea. Deci nu trebuie să-mi demonstreze decât o văd din prima. Ioana, cum am văzut-o din prima, ai gen. Hai că pun. Nu, nu, nu mă gândeam așa. Băi, simpatică, după aceea am început să citească ce scrisese, am zis, wow, ce tare, vezi că am avut dreptate, ziceam, nu gândul meu. Și după aia am YouTube-ul și acum trebuie să mă duc, deci gata, poet original, mă duc în față, la public. Bună seara, București! Păi, pula, ca la concert. Bună seara, București! Toți care sunteți cu mine, ridicați mâinile în aer! Care nu e fraier să ridice mâinile în aer! Oia toți, pac! Așa, predați-vă! În fața președintelui vostru, predați-vă! Că eu sunt predator! Și nu vreau să vă omor. Vreau să vă aduc o viață mai bună. Dar odată pe lună, când luați salariu, să vă îmbătați. Auziți, ai mei frați? În rest, foamea să o faceți pentru țară, pentru popor. Să stați. Să vă lingeți singuri de foame pe cosor!
Așa stați cu mine în aer! Așa! M-am păcălit. O să vă ridic salariile, uite așa. Până vă va bronza soarele pula. Și atunci o să fim toți la curul gol, Karate Kid Gol! Ridicați mâinile în aer! Băi, plecați în pula. Decât să mă boteze fraierii. Băi, și așa am probleme cu creierii. Să mă boteze fraierii. Uite la gură! Băi, vezi că am ceva cu unul. Fută-vă în gură de jăgoș! Vreți să mă votați? Jăgoș în recu! Zveltați-mă că sunt și eu jăgoș! A zis, a zis și eu!